Noi argeșeni sunt internați la această oră suspecți de gripă sezonieră, anunță prefectura Argeș. Niciun pacient nu este diagnosticat cu gripă. Toți sunt adulți și sunt internați la Spitalul Județean de Urgență, mai precizează instituția prefectului. De precizat faptul că 9 argeșeni și-au pierdut viața din cauza gripei sezoniere din februarie până în prezent. În ceea ce privește situația copiilor internați cu probleme digestive în spitalele din Argeș, numărul lor a ajuns la 29. 21 se află la Spitalul de Pediatrie Pitești. 5 copii sunt internați la Spitalul Municipal Câmpul Lung Pediatrie, 2 copii la Spitalul Județean de Urgență Pitești, secția Bolivia. Infecțioase, iar un copil la Spitalul Municipal Curtea de Argeș Pediatrie. Dintre cei 29 de copii, 22 au vârstă până în 2 ani. În ultimele zile, niciun copil nu a fost transferat la București.